este o conferință cu un caveat, o conferință cu un avertisment. Avertismentul poate fi foarte ușor înțeles. Noi toți suntem obișnuiți cu mari exemple de reziliență din istorie sau din istoria pușcăriilor românești. Putem enumera cazuri de extraordinară reziliență morală și fizică. Cazul Elisabetei Riza este o ilustrare strălucită a puterii de a rezista. Cazul lui Steinhardt este un alt exemplu. Și sunt foarte mulți cei care au dovedit această putere de rezistență deopotrivă morală, intelectuală și, miraculos, biologică. Fizicul i-a ajutat, au izbândit și când au ieșit din pușcărie au putut spune: nu m-ați putut îngenunchea. Dar alții au murit, dovedind Mircea Vulcănescu, de exemplu, sau marele nostru Gheorghe Brătianu, asasinat. Nu e număr pe cei care erau în vârstă și ai spune n-au supraviețuit pentru că erau spre capătul drumului. Dar nu aceștia, nu Gheorghe Brătianu, nu Mircea Vulcănescu și câți alții n-au reușit să supraviețuiască. Aceste două exemple arată clar că ființa umană este foarte puternică și în același timp este deosebit de vulnerabilă, deosebit de fragilă. Nu știi atunci când rezistă cât va mai rezista. La fel, schimbând ce este de schimbat, adică aproape nimic, putem vorbi despre civilizații. Cum spunea, după primul război mondial, care a fost o catastrofă, oricum ai lua-o, cum spunea Paul Valéry, după al doilea război mondial, noi, celelalte civilizații, am aflat că suntem muritoare. Da, civilizația occidentală atunci a aflat că este muritoare. Din triumful însuși al ideii de civilizație, prin forță militară, prin putere de colonizare, prin forță morală de încredere în propriile valori, ce se spunea în secolul XIX că este civilizația, era punct, civilizația europeană. Nu se discuta. A civiliza însemna a europeniza sau a occidentaliza. Și nu era un punct de vedere etnocentric, era pur și simplu definiția civilizației tout court. Deci, civilizațiile înseși știu că nu rezistă oricât. Și despre asta vă voi vorbi astăzi, despre ceea ce constituie o glorie a uneia dintre marile invenții ale spiritului uman, care după părerea mea este civilizația europeană, a cărei identitate o să o dezvolt în fața dumneavoastră succint, și în același timp faptul că această izbândă a spiritului uman este fragilă, este vulnerabilă și cumva noi suntem contemporanii unei vulnerabilități, a unei fragilități a civilizației noastre, care se manifestă, pe de o parte, prin sentimentul ei de insecuritate. Nu mai este triumful moral cu care Europa a intrat în primul război mondial, nu. Este un sentiment de insecuritate morală, este un sentiment de nesiguranță în privința valorilor și este în același timp o reașezare de proporții care măsoară victoria ori triumful civilizației occidentale. Pentru că este prima civilizație care s-a impus ca fiind civilizația lumii moderne. Civilizația occidentală a încetat să mai fie civilizație europeană. Ea este pur și simplu civilizația modernității. Și ca civilizația modernității, ea s-a impus peste tot. Toată umanitatea de astăzi funcționează mai mult sau mai puțin în tiparele acestei invenții care este civilizația europeană. Și cu toate astea, în Europa însăși, în multe feluri, încrederea în valorile acestei civilizații este uneori mai mică decât încrederea în aceste valori, e drept că separate de trunchiul
geografic or cultural al Europei înseși, cum este cazul câtorva cercetători chinezi care extrag din creștinism raportul de transcendență și tot din creștinism raportul față de persoana umană și noțiunea de proprietate privată pe care le consideră esențiale pentru progresul Chinei. Deci, acești cercetători chinezi, extrăgând anumite valori care nu sunt în credit, sunt în discreditul civilizației occidentale astăzi, le extrag pentru a spune că sunt parte din valorile pe care China, pentru a izbândi, pentru a fi puternică, trebuie să le adopte. Acum, am să încep prin a schița foarte succint, pentru că iau ca de la sine înțelese anumite repere culturale și istorice, am să schițez propunerea pe care o fac în privința identității civilizației europene. Acum, dacă folosesc cuvinte precum Occident sau Europa, o fac oarecum indistinct. Nu fac o distinție categorică între Occident ca civilizație occidentală și Europa ca civilizație europeană. Când spun Statele Unite, admit că Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, fac parte nu doar din Commonwealth-ul britanic, ci fac parte din civilizația occidentală. Firește că Occidentul aici nu mai înseamnă nimic geografic, pentru că n-ai cum să consider că Anglia este Occident și în același timp și Noua Zeelandă este Occident. Axa se schimbă, dar aici denominația este pur culturală, pur civilizatorie. Este un anumit tip de civilizație care în mod indiscutabil caracterizează aceste regiuni. Japonia de astăzi ține de civilizația occidentală? Răspunsul este civilizația Japonia reprezintă un mare succes de modernizare, a adoptat integral civilizația europeană și în același timp a făcut-o într-un fel care păstrează elemente din civilizația proprie, care o distinge nu numai de marele său precursor cultural, de la care s-a inspirat în toate privințele, e vorba de China, dar o distinge și de occidentalii înșiși, măcar prin faptul că ei nu au problemele de identitate pe care occidentalii le au, în condițiile în care ei adoptă același model de civilizație. Prin urmare, nu vă împiedicați dacă sunt inconsecvent în privința terminologiei, o fac în acest sens. Pentru mine, Occidentul, Europa, reprezintă un tip de civilizație care se distinge de civilizația, marea civilizație chineză, măcar prin faptul următor. Vă rog să aveți în minte o reprezentare grafică simplă. În abscisă puneți timpul, cum se scurge el de la zero la nu știu cât. Și în ordonată puneți, pentru o civilizație dată, productivitatea acelei civilizații, cantitatea de idei, cantitatea de produse, în general orice găsiți cu că este util ca să caracterizați această civilizație. Și veți vedea că toate civilizațiile evoluează după acest tipar. Civilizația se formează, crește, are o ascendență care este abruptă uneori și reprezintă momentul de afirmare plenară, extraordinară, în care originalitatea este nota dominantă, după care se stabilizează pe o formulă, care e formula clasică a acelei civilizații, și urmează o angajare cu o pantă slabă, pe un palier care poate dura foarte mult timp. China este exemplul în care palierul durează foarte mult timp. China este o civilizație genială, cu o cultură ieșită din comun, care a propus o formulă de umanitate cu totul și cu totul atrăgătoare, dar care intră în acest tipar de civilizație stagnantă, până în momentul în care a interacționat violent cu dinamismul civilizației occidentale. De aici a rezultat ceva, trecând prin peripețiile pseudomodernizării comuniste și catastrofelor care sunt legate de comunism și așa mai departe, comunismul fiind o occidentalizare vădită a unei tradiții care nu avea nicio legătură cu ideile occidentale și de care se apărase secole de-a rândul,
După care, comunismul în forma lui violentă fiind avortat de însăși elita non-civilă comunistă, a rezultat un hibrid pe care îl vedeți astăzi și care din punct de vedere economic este de succes pentru că reprezintă o prelungire a dinamicității capitalismului occidental, american în special, ținut în frâu într-un anumit fel. Deci soluția a fost asta, la stagnare. Contact violent, reorientare și angajarea acestei civilizații pe alte tipare care seamănă acum perfect cu cele occidentale. Egiptul antic este la fel până la interacțiunea violentă cu, este pe un palier care durează de sute de ani după o mare afirmare impetoasă în vechiul regat și parte din cel nou, iar până la interacțiunea violentă cu cuceririle lui Alexandru cel Mare, rezultă o stabilizare pe vechea formulă, dar cu un conținut care este modificat și este grec. Și este Egiptul Ptolemeic, care se termină la 31 înainte de Hristos, când urmează o altă interacțiune masivă cu cu civilizația Romei. Și din acel moment, Egiptul ca atare dispare și intră în logica unei alte civilizații. Maiașii, toltecii, sunt cazuri în care, de pe palierul acela pe care se stabilizaseră, urmează, din motive pe care nu le cunoaștem, o regresiune care conduce la dispariția acelei civilizații. Dimpotrivă, aztecii și cuincașii interacționează violent, de pe palierul pe care se aflau, cu civilizația occidentală și rezultatul este dispariția lor quasi-completă. Și în loc se naște ceva cu un fond etnic care este mix, combinat, în fine, n-are importanță, urmează absorbirea acelei zone într-o logică a civilizației, a dezvoltării, care este cea occidentală. Care e deosebirea față de această evoluție standard pe care am zugrăvit-o, care caracterizează toate civilizațiile în genere și tipul de evoluție al civilizației occidentale? Civilizația occidentală este o civilizație care, ca toate civilizațiile, își propune formula. Este epoca de originalitate, urmează un palier și deodată ceva se întâmplă în datele acelei civilizații, care este intern, și se produce o renaștere. Prin renaștere desemnez în mod convențional, nu renașterea italiană, ci, dacă vă gândiți la titlul lucrării lui Burchard, care a impus acest concept, el nu spune cultura renașterii italiene, el spune cultura renașterii în Italia. În urmare, el a identificat că există o cultură a renașterii și studiază cazul ei în Italia. Există, deci, o cultură a renașterii. Și această cultură a renașterii, care pare să aparțină fibrei genetice a civilizației occidentale, cum am să încerc să arăt, produce o nouă creștere care pare să schimbe datele fundamentale ale civilizației cu pricina și conduce spre un alt palier, după care urmează o altă creștere și așa mai departe. Datele pe care vi le propun, care depășesc disputa dintre Toader Paleologu și Sever Voinescu, aceea când anume se naște Europa, dacă se naște în Areopag sau cu Homer, vă prezint o situație în care, dacă privim de acum, de unde suntem noi în urmă, ce vedem că civilizația occidentală a încorporat, dezvoltându-se din, este evident Homer, prin asta desemnez pe greci, după care urmează romanii, care fac parte din acest trunchi, după care urmează creștinismul, care preia greco-romanii, e foarte, foarte puțin să spui despre creștinism, doar că a permis transmiterea greco-romanilor spre noi, e foarte puțin și înseamnă să ignore esențialul. Creștinismul, după care urmează o zonă care poate că începe cu renașterea italiană, după care urmează umanismul, după care urmează iluminismul și după aceea apare un alt tip de civilizație, dar pe trunchiul acestora, pe care o putem numi rapid civilizația modernității. Civilizația modernității care, cum am încercat să arăt într-o carte a mea numită Omul Recent, are cel puțin intrinsec două momente. Este momentul pe care l-am numit modernitatea clasică, în care se produce o stabilizare pe un aliniament în care elementele constitutive
păstrează un raport care apoi este pus în discuție prin revoluționare și apare o modernitate pe care eu am numit-o recentă, pentru că postmodernismul mă limitează la un singur moment. În realitate, lucrul la care noi asistăm nu este postmodernismul, adică un moment care se află într-o etapă de post față de modernitate. Nu, este o post, e un pas, modernitate. Este un operator acest post care se aplică precedenței. Iar acest lucru îl voi explica și ilustra puțin mai târziu. Ce vreau să vă sugerez este că din acest continuum cultural extraordinar de fertil și de divers, în care am numit convențional mari tronsoane de timp ca fiind Grecia, Roma, creștinismul, după care creștinismul însuși este creștinismul primului mileniu, pe care convențional o să-l numesc Bizanț, în care formula dominantă este a creștinismului, pe care iarăși o să-l numesc convențional grec, pentru că limba lui este greacă și el este caracterizat de un mare moment în plămădirea identității europene, care se numește, această etapă se numește elaborarea teologiei creștine, care face parte din identitatea noastră într-o manieră care nu se epuizează prin răspunsul la întrebarea: crezi în Dumnezeu sau nu? Te identifici ca creștin sau nu? Prin ce confesiune te identifici? Este cu totul secundar. Noi toți, atei ori ba, creștini ori negatori ai creștinismului, am încorporat acest dat al identității europene. Creștinii care nu mai vor să fie creștini sunt creștini împotriva voinței lor și așa vor fi marcați. Îmi pare rău pentru ei, dar asta înseamnă, de fapt, a avea o identitate. Iar identitatea europeană, care a fost parte din ea, care a fost elaborată în primul mileniu creștin, când avem creștinismul grec și avem Bizanțul, este cea elaborată între cele 7 sinoade ecumenice, Nicea 1 la 325 și Nicea 2 în 787, după care rolul istoric al creștinismului, din punct de vedere al identității europene, rolul istoric al creștinismului grec cedează ștafeta unui creștinism care se manifestă odată cu Papa Leon I în secolul V, este primul papă care asumă o autoritate asupra totalității creștinismului occidental. Și urmează civilizația creștinismului latin, pe care o putem numi așa, dar care în manuale apare sub numele de civilizația Evului Mediu, și este ceva care merge de la Carol cel Mare, 800, în momentul în care de Crăciun, în 25 decembrie, este încoronat de papă ca imperator Romanorum și nu doar ca Rex Francorum, nu doar ca rege al francilor, ceea ce era prin corona pe care o moștenise de la tatăl lui, ci ca împărat al romanilor, în ciuda faptului că împăratul romanilor exista, era bine mersi și nu era în Occident, ci era în Constantinopol. Voi reveni asupra acestui episod de legitimitate puțin mai târziu. Deci avem creștinismul latin, care este Evul Mediu latin, după care avem acest episod care formează un soi de continuum cultural, este renașterea, umanismul, este iluminismul și, în fine, modernitatea. Care este trăsătura trecerii în interiorul civilizației europene de la un tronson de civilizație la altul? Romanii cum îi continuă pe greci? Prin incluziune. Îi conține, pur și simplu, după vorba faimoasă a lui Horațiu, armele i-au învins pe greci, dar grecii cu muzele lor i-au cucerit pe romani. Și romanii au acceptat cu grație, printr-un raport pe care un mare erudit francez, un medievist, Rémy Brague, l-a denumit raport de secundaritate, au intrat, altfel spus, la școala grecilor, deși ei erau stăpânii lumii din toate punctele de vedere, dar au înțeles că grecii sunt mai înțelepți decât ei și au intrat la școala lor. Rezultatul remarcabil este această continuitate prin incluziune, în care cel care a fost inclus devine martor al incluziunii, dar este un martor locvace. Important. Pentru că de acum înainte martorii vor fi muți. După care, creștinismul, care cucerește Imperiul Roman și devine religia oficială a Imperiului Roman, identitatea romană, ajungând în momentul în care
imperiul rămâne ca fiind doar imperiul de răsărit, am o problemă în a denumi deodată Imperiul Roman Bizanț. Asta este o viziune occidentalistă, este o viziune care încearcă să traducă problema de legitimitate pe care ei au avut-o atunci când s-au proclamat ca fiind succesori ai Imperiului Roman. Ei nu au fost succesori Imperiului Roman, regiunea apuseană a Imperiului Roman s-a prăbușit, nu în felul dramatic în care se povestește în 476, când, de conivență de altfel cu împăratul roman, Odoacru a rămas să administreze, care avea și un rol, avea o funcție onorifică acordată de împăratul roman, cel din Constantinopol, a rămas să gestioneze senatul care continua să existe și problema de succesiune și anume acești împărați care erau, deveniseră putativi în ultimii ani. Ei, nu pot insista mai mult, vă spun doar că Imperiul Roman rămâne în ființă până în ziua de marți, 29 mai 1453, când Constantinopolul se prăbușește și de-abia atunci împăratul roman încetează să mai existe, deși în Occident, deja pentru o perioadă de aproape 500 de ani, exista un împărat care era împăratul de națiune germană, cu titulatura, care a supraviețuit până în 1806, dacă nu mă înșel, când a fost anulat, Sfântul Imperiu Roman de națiune germană. Ei, deci romanii i-au preluat pe greci în felul acesta incluziune prin păstrarea martorului, apoi a urmat Imperiul Roman de conținut creștin, care a preluat absolut tot legatul greco-roman așa cum era, tale quale, este motivul pentru care, dacă ați încercat să răspundeți la întrebarea ce s-ar fi întâmplat cu moștenirea greacă dacă Bizanțul n-ar fi păstrat-o până la prăbușirea lui, răspunsul este că am fi avut mult mai puțin de 10% din ce avem astăzi. Deci, Imperiul Roman a păstrat tale quale totul. În interiorul creștinismului însuși avem o transmisiune foarte interesantă. Adolf von Harnack, care este un istoric al dogmei, protestant, luteran, este cel care a spus că elementul fundamental în secolul II este decizia creștinilor de a păstra Vechiul Testament așa cum este el, adică tale quale, verbatim. Nu au modificat, nu au adaptat. Din acest motiv, creștinismul este un caz în care incluziunea s-a făcut prin păstrarea vocii. E motivul pentru care, insist, denumirea de iudeocreștinism pentru complexul religios creștin nu este greșită, ci este tehnic corectă. Iudaismul este preluat cu voce proprie în interiorul revelației creștine, în care Fiul lui Dumnezeu, care este conținutul creștinismului și speranța în învierea lui, respectiva noastră după ce el a înviat, lucru pe care îl mărturisim în ultima propoziție a crezului, acest fiu al lui Dumnezeu este fiul Dumnezeului din Vechiul Testament. Asta face ca, vă spun de pe acum acest lucru, care e un punct al demonstrației mele, asta face ca pentru un creștin antisemitismul să fie o formă de ură de sine. Renunțarea la Vechiul Testament pentru definirea canonului creștin este o erezie care a fost condamnată în persoana lui Marcion. Marcionismul este o astfel de erezie care separă Dumnezeul Noului Testament de Dumnezeul Vechiului Testament printr-o operație care evacuează iudaismul din formula creștinismului. Deci, ceea ce avansez deocamdată provizoriu în fața dumneavoastră este că, pentru mine, antisemitismul este un mod prin care
se declanșează în interiorul creștinismului sau a conștiinței creștine o formă de ură de sine. Este un fel de a fi pe o cracă, a jubila că ești acolo la mare înălțime și a începe să, cu un fierăstrău, să-ți stai craca de sub picioare. Este o formă de negare de sine și de ură de sine, o figură pe care vă rog să o rețineți din discuția pe care am făcut-o acum asupra creștinismului. Și deodată, succesiunile nu se mai fac prin păstrarea vocii. Este cazul creștinismului latin, să-i spun așa, care caracterizează evul mediu latin, occidental, și creștinismul grec, adică creștinismul legat de primul mileniu creștin. Și se produce un soi de incluziune, de preluare prin incluziune, dar fără păstrarea vocii. Și asta se traduce prin presa proastă pe care Bizanțul a avut-o constant în Occident, prin ridiculizarea grecilor din Constantinopol, care dă pagini de literatură nesfârșite în actele și în creațiile occidentale, și dă o asumare a identității creștine latine fără partea de moștenire a creștinismului grec din primul mileniu, în ciuda faptului că preluarea a fost făcută, dar lucrul ăsta poate fi ilustrat prin sentimentul de redescoperire a sfinților părinți greci în epoca noastră recentă, când comorile acestei gândiri au fost descoperite, redescoperite de mari teologi occidentali. Deci ce vreau să vă spun foarte rapid, pentru că eu aici nu fac un tablou amănunțit, ci fac o schiță din care vreau să degaj un argument. În momentul în care s-a făcut transferul de civilizație de la creștinismul grec, de la Bizanț, la evul mediu latin, la creștinismul latin, s-a făcut preluând totul de fapt, dar vocea, conștiința de sine care însoțea ceea ce fusese preluat, a fost amuțită. Așa se explică presa proastă a Bizanțului. Așa se explică presa proastă a grecilor ăștia de acum. Este un fenomen de compensare psihologică pentru o fraudă pe care o numesc aici provizoriu ca fiind o preluare prin amuțirea vocii care a fost preluată. Și acest fenomen deja devine constitutiv modului în care sunt preluate prin trecerea de la o etapă de civilizație la alta, elementele civilizației anterioare. Este cazul Renașterii. Renașterea nu a avut o conștiință acută a rupturii de evul mediu, deși mai târziu când a fost conceptualizată, acest lucru a fost un element marcat. Dar prin conjuncție cu umanismul, care este o consecință a Renașterii, și cu marea, teribila schismă din interiorul bisericii occidentale, și anume desprinderea bisericilor protestante din trunchiul catolicismului, prin conjuncția dintre umanism și protestantism, ce s-a produs este o devalorizare radicală, cu urme care nu sunt deloc șterse nici astăzi, a moștenirii creștinismului latin, respectiv a culturii evului mediu. Cultura evului mediu a fost, începând cu iluminismul, cu secolul al XVIII-lea, a fost ridiculizată într-un fel care mărturisește, pe de o parte, o voință ideologică de diminuare, de distorsionare, dar și un grad de incultură absolut scandalos. Asta este de văzut la toți umaniștii iluminiști din secolul al XVIII-lea care au tematizat această ruptură. Prin urmare, această civilizație a renașterii umanismului și a iluminismului se desprinde din trunchiul civilizației evului mediu prin separare și prin distorsionarea vocii. Este al doilea moment în care mecanismul acesta de inversiune, de incluziune prin inversare, se produce. Pot ilustra
acest mecanism prin multe exemple. Așa cum primul mecanism este ilustrat prin presa proastă pe care o are Bizanțul și continuă să aibă la nivelul opiniei publice, educate, deși firește că bizantinologii de la un anumit moment au contrazis teza lui Gibbon ca fiind pur și simplu falsă. Bizanțul a fost Imperiul Roman, care a trăit până în 1453, este o mare pagină de istorie, aproape inclusiv în momentele lui de decadență. Deci, prima preluare prin amuțirea vocii poate fi ilustrată prin presa proastă pe care o are Bizanțul. Al doilea moment de preluare a datelor prin amuțirea vocii și acum suplimentar prin distorsionarea profundă a ei, se vede în istoria științei. Știința modernă a naturii, noi am învățat și credem acest lucru, s-a născut în secolul al XVII-lea și este legată de Galileo Galilei, iar relația tip a bisericii, a creștinismului cu cercetarea independentă, științifică, rațională, critică, este condamnarea lui Galileo. Ăsta este arhetipul și din el nu mai putem ieși. El este fals de la un capăt la celălalt. Și a slujit tematizării unei conștiințe de sine acestei rupturi, pe de o parte ca revoluție științifică, care n-a existat niciodată, și doi, ca ruptură totală de evul mediu și ca știință modernă a naturii, care s-a născut împotriva evului mediu și în afara bisericii, și, pe de altă parte, fără să preia nimica din reflexia filozofică, ori de filozofie naturală, care existase în evul mediu. După formula faimoasă a lui Lagrange din 1788, între Arhimede și Galileo Galilei se înșiră 18 secole de beznă. Nu sunt deloc 18 secole de beznă, dar deloc. Galileo Galilei își bazează demonstrațiile pe demonstrații care fuseseră făcute de oameni ai bisericii în interiorul învățământului scolastic, începând cu secolul al XIV-lea, la Merton College, în jurul lui 1320-1340, în Oxford, și în Marea Universitate Pariziană, la Sorbona, cu marea generație care îi conțin pe Nicolaus Oresmus și cu Buridanus. Asta este... Când n-am timp acum să ilustrez, dar vă spun că aceste lucruri erau foarte bine cunoscute de primii părinți ai științei moderne a naturii, dar conștiința istoriografică a respins acest lucru, pentru că suntem în acest moment al doilea în care succesiunea se produce prin amuțirea vocii și chiar prin distorsionarea ei severă. Ăsta este un mecanism. Apoi apare modernitatea. Modernitatea însăși este o prelungire a umanismului, a renașterii, a iluminismului. Conștiința de sine a modernității în primul ei moment se articulează în acest fel. Dar ce este interesant este că ea, modernitatea, când ajunge la o conștiință de sine a ei, ajunge prin repudierea primei modernități, care este aceea a secolului al XVII-lea, și vă atrag atenția că aici este un raport care începe să funcționeze, acela de amuțire a vocii și de distorsionarea ei în interiorul modernității însăși, când se raportează la premizele ei, și anume modernitatea clasică, în care toți, dar inclusiv Galileo Galilei, Isaac Newton, Descartes, Malebranche, Leibniz, ei sunt teologi seculari, ei toți realizează în inovația lor științifică un echilibru între cercetarea critică rațională, pe care o numim științifică, și raportarea la Dumnezeu, care este Dumnezeul creștin, fără să aibă o problemă de schizofrenie morală ori intelectuală. Acest episod, pe care eu l-am numit modernitate clasică, acest episod este fagocitat de modernitatea care succede ca conștiință de sine iluminismului și evacuează complet rădăcinile creștine ale modernității. Astfel încât teoria care ni se vinde nouă
peste tot, sunt toate formele în manuale, este aceasta, că există o civilizație a modernității care este consecința iluminismului și este consecința fericită a separării de epoca creștină, ilustrată într-o manieră scandaloasă, dacă ești protestant vei spune asta, de Biserica Romano-Catolică, o biserică obscurantistă care l-a ars pe rug pe Giordano Bruno și l-a condamnat pe Galileo Galilei, iar dacă ești catolic, vei avea o conștiință constant vinovată și vei spune, vai de capul nostru, avem o moștenire tristă. Ce facem cu moștenirea noastră? E o traumă istorică profundă, care nu e doar a Bisericii Romano-Catolice, ci este a modernității înseși, în care ceea ce am vrut să pun în evidență este, reluând această trecere succesională, ceea ce vreau să pun în evidență este că, alături de elementul de continuitate, pe care matematic pot să-l exprim ca fiind un operator de continuitate, în care Europa 1, Europa 2 include Europa 1, dacă numerotați, indexați, Grecia, Roma, creștinismul bizantin, creștinismul latin, renașterea, umanismul și iluminismul și după aceea modernitatea, nu știu ce. Dacă le notați, le indexați cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, relația pe care o aveți este E2 include E1 prin păstrarea vocii, E3 include E2 și E1 prin păstrarea vocii, E4 include E1, E2, E3 prin amuțirea vocii, și E5 include toate celelalte prin amuțirea vocii și prin distorsionarea ei. Ceea ce înseamnă că, alături de operatorul de continuitate, funcționează constant un operator de inversiune. Iar acest lucru este important să-l înțelegem, pentru că postmodernitatea se raportează la modernitate printr-un raport de inversiune. Și în același timp de continuitate. Ori de câte ori vedem că funcționează în civilizația occidentală continuitatea, de la un anumit moment care marchează transferul de la Imperiul Roman de Răsărit la civilizația Evului Mediu, ăsta este primul moment de amuțire, de la un anumit moment apare operatorul de inversiune. Acum, ce este Europa? Europa este conștiința de sine pe care o revendică regatele germanice, de substanță etnică, să spunem, și culturală romanizată, ele însele, elitele germanice, dorind să se romanizeze, deci este conștiința politică pe care o revendică aceste regate succesoare, că reprezintă adevărata moștenire a Imperiului Roman, iar acestui Imperiu Roman, pentru că numele era dat, el era în Răsărit, era legat de Constantinopol și împăratul de acolo. Pentru că acest lucru era dat, dar ei aveau nevoie de această legitimitate politică, pentru că, așa cum spune Pierre Manau, în registrul de forme politice care stăteau la îndemână, cetatea nu mai era frecventabilă, biserica era alocată, exista, dar trebuia o formă politică civilă pentru asta. Și ăsta era imperiu. Și pentru că imperiu era, imperiu și-au construit printr-o conștiință care a revendicat o legitimitate falsă împotriva unei legitimități veritabile care se afla în Răsărit. Această fraudă de legitimitate se numește Europa. Eu nu spun că Europa este o fraudă, să nu mă înțelegeți bine. Vreau să vă spun că conștiința de Europa, pentru că primul care este numit Pater Europe, adică părinte, tată al Europei, este Carol cel Mare. Și el este primul uzurpator al legitimității împăratului roman. Dar ce a ieșit de aici, dintr-o uzurpare, și se întâmplă adesea, o vedem în istoria românească de multe ori, în istoria medievală românească, este o mare faptă culturală și de civilizație în fond. Pentru că Europa este revendicarea, și acum intru într-un plan metafizic, nu politic, este revendicarea unei forme ideale în momentul în care nu ai materia acelei forme ideale. Deci e ceva cumva mult mai tare decât revendicarea unei identități ideale în momentul în care iai materia. Împăratul din Răsărit avea materia, avea idealitatea. Rezultatul a fost înscrierea Imperiului Roman de la un anumit moment exact pe filiera, pe curba standard a civilizațiilor. Un lung palier din care s-a ieșit prin
distrugerea civilizației prin cucerirea otomană. În timp ce în Occident avem acest element de asumare, care este la început o uzurpare, de formă ideală a legitimității în absența corpului ei. Altfel spus, Occidentul a trebuit să secrete un corp material pentru o legitimitate ideală pe care nu avea. E, din strădania asta a ieșit ceva de la care noi înșine astăzi ne revendicăm. Ce vreau să spun este că formula europeană, înainte de a trece la pasul în care voi spune ce este pe puncte Europa, formula de identitate europeană este o formulă care conține aceste trei elemente în mod fundamental. Este elementul de continuitate. Este un operator în care continuitatea merge, funcționează, este un imperativ. În termeni kantieni este o idee regulativă. N-are un obiect empiric în practică dat, dar funcționează ca un regulator ideal. După aceea este acest element pe care am încercat să-l pun în lumină, care este raportul sau operatorul de inversiune. Și el este extraordinar de important. Și al treilea este acest lucru care ține de dogma întrupării, asta apropo de modul în care creștinismul a impregnat absolut totul, în care, pentru o formă ideală, operatorul care funcționează în identitatea europeană e în stare să-i creeze un trup, o materialitate. Deci operatorul de bază este al întrupării și el funcționează având un obiect ideal pentru care funcționează inventându-i un corp. Tehnologia, exact asta este. Nu e întâmplător că tehnologia este o invenție occidentală. Acum, ce înseamnă tehnologia? Păi, tehnologia este, cum spun istoricii, de fapt, sistemul tehnicii. Sistemul tehnicii se distinge de elementele de tehnică pe care absolut toate civilizațiile le au. Cei care proveniți, care aveți bunici sau părinți țărani, știți foarte bine că există tehnici care sunt asociate cu civilizația satului și care sunt perfect valide și sunt folosite și astăzi. Cine n-ar folosi tehnicile care sunt adecvate la scara omului ale culturii rurale? Dar ele n-au format niciodată un sistem al tehnicii. Altfel spus, nu au putut să fie cuplate aceste tehnici cu o teorie despre cum funcționează tehnicile pentru ca împreunate să ne dea tehnologia. Iar acest lucru există doar în Occident. Cel mai frapant exemplu istoric este comparația creativității tehnice care a existat în marea civilizație chineză cu creativitatea tehnică care a existat în Occident. Și exemplele clasice sunt imprimarea cu elemente mobile care conțin imprimeul, și asta este o invenție chineză, nu este o invenție occidentală. Busola, care este o invenție chineză, nu occidentală. Praful de pușcă. Praful de pușcă este o invenție chineză pe care i-au folosit-o într-un mod foarte pașnic. Asta nu că ei ar fi fost pașnici, că erau belicoși. Dacă vreți exterminări masive înainte de epoca modernă, nu vă duceți la Europa. Aici sunt războaie artizanale. Duceți-vă la chinezi. Acolo sunt războaie veritabile. Praful de pușcă, pe care l-au folosit pentru artificii, foarte simpatic, și pentru rachete, care iarăși erau folosite în scop distractiv. Ei bine, ce au devenit praful de pușcă, busola și imprimeul prin elemente mobile în Occident? Ultimul a dat tiparul. Praful de pușcă a dat o nouă tehnică militară, iar busola a dat această incredibilă inventivitate occidentală a descoperirilor, care a făcut ca pentru prima oară în istoria navigației, navigația să nu se mai facă în mod prudent circumterestru, adică mergi de-a lungul coastelor, cum au făcut în secolul al XIV-lea chinezii cu formidabila lor armada, prin care s-au dus până în Madagascar, după care lucrul a fost interzis și s-a terminat cu șansa lor de a descoperi alte culturi, alte civilizații.
în loc să facă așa, au făcut următorul lucru. Au pus nava perpendicular pe țărm și s-au dus spre miezul necunoscutului. Asta este ceva fără precedent, iar consecințele au fost că Europa occidentală a descoperit lumea și nu lumea a descoperit Europa. Dar de unde vine asta? Păi, dacă vă amintiți un pasaj din Herodot, în care Herodot imaginează o discuție pe care o are cu cineva din Libia. Ei numeau Libia pe vremea aia Africa de Nord. Și spune, noi cheltuim bani, sume importante de bani. Riscăm enorm ca să venim la voi și să aflăm ce limbă vorbiți, în ce credeți, ce moravuri sunt aveți, dacă există o cultură aici și așa mai departe. Voi niciodată nu veniți la noi. Această asimetrie există încă de la greci, pentru că grecii, și ăsta e motivul, nu insist mai mult, dar e un lucru important, și ăsta e motivul pentru care Europa începe cu grecii și nu începe cu egiptenii. În ciuda faptului că grecii au preluat enorm de la egipteni și egiptenii, ca și grecii, au preluat enorm de la celălalt capăt al semilunei roditoare, care este la vărsarea fluviilor Eufrat și Tigru, adică în Mesopotamia. Enorm s-a preluat. Și știți cât? Pe masa lui Copernic, încă la începutul secolului XVI, se află măsurători care pe această filieră ale astrelor, care veniseră din Caldea, adică din Mesopotamia. Pentru că ele fuseseră păstrate, transmise ca atare și erau de încredere. El s-a putut baza pe ele. Dar civilizația europeană nu începe nici cu Mesopotamia, nici cu Egiptul. Începe cu Grecia, pentru că în raport cu alte civilizații, Grecia este prima excepție mazoră. Iar dacă vreți o definiție a Europei, Europa este civilizația care reușește să încorporeze excepția în formula ei de dezvoltare. Nu o exclude, nu o interzice, nu o extermină. Nu se separă de ea, cum a făcut China. O incorporează în formula ei de dezvoltare. Așa cum Noica a spus într-o pagină care face gloria culturii filozofice la noi, din ultima lui carte, care se numește Modelul Cultural European, publicată în traducere germană, a fost scrisă în românește, la editura Criterion, la un an după ce a murit, sub numele de Laus Europe, cred că așa, acolo el spune, putem clasifica civilizațiile în funcție de raportul pe care regula îl are în interiorul lor cu excepția. Și spune că sunt reguli care confirmă, sunt excepții care confirmă regula, și astea vă sunt limpezi, așa. Sunt excepții care, spune el, proclamă regula și este cazul ideilor platoniciene, în care tot ce există pe lumea asta e diferit de idee. Dar fiecare dintre ele strigă în gura mare, eu sunt făcută fie prin participația, fie prin imitația ideii. Deci excepțiile proclamă ideea. Și, spune el, există excepții care devin regula. După părerea lui, civilizația europeană încorporează în interiorul ei acest tip de raport între excepție și regulă. Luați drepturile omului. Drepturile omului sunt o ilustrare a adevărului observației lui Noica. În drepturile omului, astăzi nu mai funcționează paradigma normalității, care este definită ca o medie, care normează comportamentele generale, ci fiecare din excepții tinde să devină o regulă în sine. Și ca atare, drepturile omului se aplică prin normativitatea lor în recunoașterea faptului că fiecare dintre excepții reprezintă o regulă în sine. Este una dintre ilustrările acestui raport. Un altul este raportul excepția lărgește regula. E ca în științe. În momentul în care apare o anomalie în științe,
față de capacitatea de predicție a unei teorii, e cazul teoriei lui Newton, excepția este avansul perihelului planetei Mercur, una dintre ele. Cum să explici acest lucru? Păi poți să explici dacă introduci ipoteze suplimentare în teoria newtoniană. Dar vine cineva care spune, nu, această excepție impune crearea unei reguli noi. Și este teoria generală a lui Einstein, pentru care cazul newtonian este un caz particular. Ceea ce înseamnă că excepția a lărgit regula. A condus la o regulă care înglobează precedenta. Vă spun, toate cele cinci raporturi inventariate de Noica corespund dezvoltărilor pe care eu le fac și pe care le rebotez adecvat pentru a le face mult mai intuitiv accesibile. Respectiv, evoluția prin încorporare, operatorul de continuitate, operatorul de inversiune de care v-am vorbit, și operatorul pe care îl numesc al întrupării, prin care pentru o formă ideală este secretată realitatea unui trup în viața noastră de zi cu zi. Și tehnologia este o ilustrare a acestui raport. Trebuie, vă sunt dator cu răspunsul la întrebarea, care este definiția simplă a modernității? Dar trebuie să recapitulăm în minte ce înseamnă modernitatea. Modernitatea este expresia de astăzi a identității de civilizație europeană. Și ea provine prin operatorii de care am vorbit, de continuitate și de inversiune și de întrupare, provine dintr-o civilizație a primei modernități, care e modernitatea clasică, care ea însăși se raportează într-un fel la renaștere, umanism, iluminism, creștinismul, civilizația Evului Mediu, civilizația creștinismului grec, care este Bizanțul, Roma, Grecia. Deci când spuneți Europa, trebuie să aveți în minte exact ca Proust în ultima parte din Încăutarea timpului pierdut, în care el spune, trebuie să ne reprezentăm oamenii nu ca pe un decupaj spațial după forma corpului și să vedem cum există timpul prin faptul că vârstele omului îl sculptează pe om într-un anumit fel. Nu. Imaginați-vă că omul este o făptură răspândită în timp. Dacă luați ca definiție de identitate pentru om timpul, atunci îl veți reprezenta cu puterea ochilor minții ca fiind o făptură care se răspândește în timp după cum a putut atinge în viața lui diferite teritorii care sunt temporale în esența lor. La fel, când auziți de Europa, trebuie obligatoriu să aveți în minte nu o reprezentare geografică, pentru că Europa nu este o geografie. Europa este un fapt de civilizație, iar elementul definitoriu este individuația prin răspândirea în timp. Și vedeți simultan toate etapele de care v-am vorbit, care încep cu Homer, în mod evident, cu Grecia. De ce? Pentru că Grecia este prima excepție, iar identitatea europeană este o identitate de civilizație care încorporează prima dintre cele pe care le cunoaștem, excepția, inclusiv excepțiile care o contrazic. Prin urmare, civilizația europeană este dată printr-o definiție care conține tensiunea, și anume tensiunea contrariilor. Și mai mult, conține acest raport care este contrariul potențat la maximum, care este raportul de inversiune. Trebuie să înțelegeți aceste lucruri pentru că identitatea noastră, și asta o resimțim ca conștiință de sine individuală, nu este statică, este dinamică, pe de o parte, și în același timp nu este apolinică, este dionisiacă, pe de altă parte. Altfel spus, Europa este dată în conștiința fiecărui european ca o problemă, ca o tensiune, ca ceva care nu este stabil, ci este dinamic. De unde vine asta? Răspunsul imediat este din creștinism. Creștinismul a impregnat conștiința de sine a modernității într-un fel pe care nu-l pot elabora în fața dumneavoastră în această seară, dar care este incredibil de pătrunzător. Dacă vreți în istoria culturii să găsiți cele mai neașteptate efecte ale prezenței matricii creștine,
Aceea este cultura europeană, iar tot ce se întâmplă cu noi poate fi adus printr-o legătură de filiație, care uneori este de inversiune, și anume de multe ori, la fapte care au fost codificate în primul mileniu creștin, în teologia creștină. Și acum definiția simplă. Am să vă dau câteva elemente. Am spus că identitatea europeană este o identitate tensionată. Și anume, ea se naște, civilizația modernității, care le prelungește pe toate astea, printr-un tip de soluție, care e foarte interesantă, pe care îl aduce unor tensiuni moștenite din trecut. O tensiune tipică este aceea dintre individ și stat. Modernitatea n-a inventat individul, creștinismul a inventat persoana asociată individului, individul este o invenție a Greciei și definiția lui juridică ne vine din Roma, iar conținutul uman vine din persoana creștină. Statul, iarăși, nu este o invenție a modernității, este ceva moștenit. Ei bine, raportul dintre individ și stat, care este un raport tensionat, evident de ce este tensionat, este ca raportul dintre colectivism și individualism. E tensionat. Ei bine, în modernitate, sau unul dintre elementele modernității, este fixarea unui reglaj fin pentru raportul dintre individ și stat, pe care îl numim domnia legii. Asta este rule of law, ați recunoscut, este o sintagmă pe care a inventat-o John Locke. Dar conceptul ei e mult mai vechi. Datează din 510 înainte de Hristos, de la Clistene, care a definit pentru prima oară regimul politic din Atena, o cetate, nu un imperiu sau un stat-națiune, l-a definit ca fiind izonomia, adică aplicarea legii în mod egal tuturor. Asta este rule of law, dar este rechtsstat. Asta este definiția statului de drept. Prin extensie, este și definiția drepturilor omului. Până la un anumit moment, nu acoperă complet. Dar ce vreau să spun este că modul în care a fixat tensiunea dintre individ și stat, modernitatea, fiind una dintre definițiile ei, este un mod de funcționare al instituțiilor, pe care nu le-a inventat modernitatea, ci le-a adaptat ca să funcționeze în acest reglaj fin dintre individ și stat. Asta este prima componentă fundamentală a modernității. Cealaltă este tensiunea care provine din dogmatism și scepticism. Astea sunt două școli fundamentale din filozofia greacă. Scepticii spun, nu putem cunoaște cu facultățile pe care le avem adevărul. Înaintăm un moment până când dăm de contradicție. Și știm că e contradicție pentru că intră în contradicție cu alte doctrine care par, din punct de vedere logic, egal de bine dezvoltate, egal de îndreptățite. Și atunci, cel care înțelege asta se retrage pe o poziție care se numește scepticism. Nu putem cunoaște. De aici rezultă o etică, dar nu rezultă o cunoaștere. Decât cunoașterea că nu putem cunoaște. Dogmaticii spun dimpotrivă că există posibilitatea să cunoaștem și ei formulează o doctrină pe care o declară adevărată și anume nu probabil adevărată, ci constrângător adevărată. Din acest motiv se cheamă dogmatici. Dogmatic înseamnă că ei țin fățiși la o opinie și țin până la capăt într-un mod absolutist. E bine, aceste două curente s-au bătut cap în cap fără să poată fi soluționate în vreun fel de către culturile care le-a urmat grecilor. Au existat școli dogmatice și școli sceptice. Că numele a variat de-a lungul timpului nu contează. Acestea sunt cele două poziții antinomice fundamentale pe care le are în față secolul al XVII-lea. Am folosit în adins aceste denumiri clasice și care pentru noi sunt puțin derutante, că nu le mai folosim, pentru că la Pascal, unul dintre părinții modernității științifice, așa apar, sub forma dogmatismului și scepticismului, care sunt denumirile clasice. E bine, ce face modernitatea? Inventează un răspuns al raportului dintre ce pot cunoaște în mod absolut și ce nu pot cunoaște, ca fiind
nu o irezolvabilă, ci un mod de a practica cunoașterea. Iar acesta se numește știința modernă a naturii. Spiritul științific este soluția pe care modernitatea a găsit-o la raportul ireductibil dintre dogmatism și scepticism. Răspunsul este genial. Este exact ca în situația pe care o avem cu paradoxele lui Zenon, care sunt paradoxuri care pun în lumină un tip de matematică care lipsește conceptualizărilor care deja există și care sunt, folosesc deja termenul modern, trecere la limită. Pentru că avem secționarea unui segment într-un număr, este infinit divizibil, fie că este segment temporal, fie că este segment spațial. Raportul dintre fărâmițarea infinită a distanței pe fărâmițarea infinită a timpului, ce dă? Dă viteza instantanee, care este viteza, este limită din intervalul de spațiu pe intervalul de timp, atunci când intervalul de timp trece în zero. Raportul este finit și se numește viteză instantanee. Dar asta implică un procedeu matematic care se numește trecere la limită și a condus la dezvoltarea unei matematici care este analiza matematică, o floare a inteligenței umane. Prin urmare, paradoxurile lui Zenon folosesc o conceptualizare căreia îi lipsește, ca să fie rezolvate, le lipsește matematica adecvată. Ea a fost inventată abia în secolul XVII. Exact la fel a procedat modernitatea cu raportul dintre dogmatism și scepticism. E motivul pentru care relativismul contemporan, care este un relativism absolutist, spre deosebire de cel sceptic, care nu era un relativism, era o tranșare pe poziții de non-combat, e motivul pentru care relativismul contemporan atacă în primul rând spiritul științific. Și dacă căutați undeva obscurantism din punctul de vedere al spiritului științific, atunci aveți publicațiile postmoderne, radicale, în care acest relativism este noua formă de absolutism. Și faimosul canular, hoax, pe care l-a făcut Sokal, un fizician teoretician, sau cei trei cercetători americani care de curând au reeditat acest canular, adică au compus un text care este din capul locului smintit, este o aberație din punctul de vedere al logicii, l-au trimis celor care fac peer review pentru aceste reviste de relativism radical și ele au fost primite și publicate. Ce au vrut să demonstreze acești oameni? Ei sunt încarnări ale spiritului științific standard, care sunt uluiți, indiferent de opțiunile lor politice, pentru că ei sunt toți de stânga și nu de dreapta, aducându-se argumentul de tip ad Hitlerum, fiind ești împotriva relativismului postmodern pentru că ești de dreapta. Deci totul cade. Ăsta e un argument ad Hitlerum, prin reducere la nazism. Nu, ei toți sunt de stânga și sunt progresiști. Problema nu e politica, problema este invalidarea standardelor de cercetare științifică care fac ca obscurantismul nou, bazat pe relativismul absolutist, să crească în Universitatea Americană într-o manieră îngrijorătoare, pentru că atacul împotriva modernității s-a făcut în privința acestui raport reglat fin, care este între dogmatism și scepticism și care a dat naștere spiritului științific. În fine, ultima trăsătură fundamentală a modernității, dau trei în seara asta, sunt mai multe, este, nu vă dau numele acum, ca să vă prind în... să vedeți, de fapt, explicația fenomenului pentru care noi avem o etichetă și din cauza asta nu mai pricepem despre ce vorbim. Explicarea fenomenului este foarte, foarte fertilă. Este raportul dintre normativitatea legii și libertatea individuală. Este un raport clasic. Legea, odată promulgată, e normativă. Ea îți spune cum să te comporți, nu există excepție.
Fiecare excepție este anulată de regulă. Asta este normativitatea juridică. În același timp, normativitatea juridică se aplică indivizilor. Legea se aplică oamenilor. Oamenii sunt dotați cu o spontaneitate, cu o libertate, care tinde să scape normativității. Raportul pe care îl construiesc este raportul dintre legea formală, adică legea juridică, și un tip de ordine, ordine legală. Prin ordine legală, nu înțelegând legalizată, ci ordine a legii. Ordine a legii juridice. Da. Deci ordine a legii juridice. Și mai există un tip de ordine care este ordinea spontană, care este asociată libertății individuale. Ei bine, ele sunt antinomice. Atunci când nu sunt antinomice, prima o regulează pe ultima. Și atunci nu mai avem spontaneitate, ci avem comportament normat. Ei bine, ce vreau să spun este că acest raport, în modernitate, a căpătat o funcționalitate pentru care numele este ordinea socială a proprietății private și a libertății individuale asociate proprietății private. Numele este capitalism. Capitalismul este o invenție a modernității și este bazată pe raportul fin, reglajul judicios fin între tipul de ordine socială care decurge din normativitatea legii și tipul de ordine socială care decurge din spontaneitatea indivizilor. Ce face de fapt capitalismul? Prin intermediul pieței pe care o numim libere, și care este fundamental legată de premizele numite proprietate privată individuală și libertate individuală de acțiune, deci pe aceste premize, piața liberă e capabilă să capteze de la indivizi spontaneitatea care este asociată cu manifestarea acestei libertăți. O captează și nu că o centralizează, pentru că ea nu poate fi centralizată. Și asta este obiecția împotriva socialismului și a planificatorilor. Ei nu pot planifica ceea ce nu pot centraliza. Nu pot transforma în raport comandă-execuție ceva ce nu poate fi centralizat. Ea nu poate fi centralizată, dar ce se poate întâmpla cu ea? Ea poate fi pusă în beneficiul tuturor participanților la piață. Altfel spus, în piață ea este folosită. În beneficiu care este colectiv. Ăsta e capitalismul. Capitalismul nu are absolut nimic de a face cu definiția lui Marx. Este una dintre marile gafe teoretice din istoria umanității, definiția pe care Marx o dă capitalismului, ca și teoria valorii. Este greșită complet. Ei bine, în această rătăcire noi trăim astăzi. Și acum, fac rezumatul pentru a încheia conferința mea. Rezumatul în privința modernității este că v-am oferit două tipuri de definiție modernității. Una este prin operatorii de funcționare, anume continuitatea, inversiunea și întruparea, operatorul întrupării. Astea sunt definiții prin operatori. Ei descriu modul de funcționare. Și un altul, pe care o puteți considera o definiție esențială, deși nu este esențialistă, este definiția prin aceste, am dat doar trei, trăsături fundamentale substanței modernității. Și astea sunt capitalismul, prin care vă rog să înțelegeți nu critica socialistă făcută capitalismului și care este o critică profund neștiințifică și neonestă, moralmente vorbind, pentru că ei încearcă să răspundă la întrebarea ce este comunismul din perspectiva certitudinii că socialismul este mai bun. Nu așa este interogată natura de către oamenii de știință. Ca atare, toate definițiile pe care le-au obținut sunt greșite. Ele ne rătăcesc. Capitalismul este în mod fundamental societatea, toată societatea, când funcționează pe premizele proprietății private și a libertății, în așa fel încât se realizează prin funcționarea ordinii spontane, un tip de ordine care este ordinea proprietății private și a libertății individuale a membrilor societății. Când spuneți capitalism, nu spuneți niciodată un regim economic. Vorbiți de un tip de ordine socială.
Și când spun ordine socială, înseamnă că nu poți înlătura capitalismul, respectiv atentând la premizele care sunt proprietate individuală și libertate, fără să distrugi societatea. Acest lucru s-a văzut de fiecare dată când capitalismul a încercat să fie înlăturat de către un regim revoluționar. Ceea ce s-a distrus nu a fost doar o economie. Ce s-a distrus a fost o societate. Pentru că ceea ce numim capitalism, cu un cuvânt nepotrivit, pentru că pune accentul pe capital, și asta este complet insuficient, trebuie să pună accentul pe ordine spontană, pe libertate și pe proprietate și pe rânduială, pe tip de ordine. Deci ceea ce este distrus în momentul în care capitalismul este distrus este societatea. Și noi, din păcate, am aflat acest lucru pe pielea noastră. Deci am dat două definiții modernității, una prin trăsături esențiale și cealaltă prin mod de funcționare. Acum, modul de funcționare este care ne arată mai bine problema în care Europa se află. Identitatea europeană este o identitate dinamică și este bazată pe gestionarea tensiunilor. Geniul ei provine din existența acestor tensiuni. Dar supraviețuirea ei depinde de ceea ce am numit reglaj fin, adică de gestionarea acestor tensiuni în interiorul cadrelor acestor rezolvări pe care vi le-am semnalat. Problema cu Europa nu este că ea este plină de crize. Problema cu Europa este că modul în care încearcă europenii uneori să rezolve crizele anulează modernitatea însăși, adică bazele acestei identități. Și cazul tipic este insatisfacția profundă a europenilor față de capitalism. Numele acestei insatisfacții se numește socialism. Soluția pe care socialismul a găsit-o la insatisfacția care ia multe ori europeni față de capitalism și care este o insatisfacție, după părerea mea, sinucigașă, adică este prost plasată, sursele ei trebuie căutate în altă parte, da, asta e altă discuție. Deci soluția pe care a propus-o socialismul a fost înlăturarea capitalismului ca regim economic. Și, subsecvent, denunțarea raportului, care era un reglaj fin între individ și stat, în favoarea societății totalitare. Știți că totalitarismul este o invenție lingvistică a lui Mussolini. El i-a dat înțelesul pozitiv, care mai târziu avea să devină negativ, și i-a dat și definiția. El a spus în 1925, într-un discurs faimos, că deviza noastră este nimic în afara statului, totul prin stat, nimic împotriva statului. Asta este o definiție pe care, când știți că e fascistă și vă înfiorați, o aplicăm, de fapt, în viața de zi cu zi, toți. Noi nu concepem o acțiune socială care să fie în afara statului sau fără stat. Când protestăm, noi nu construim ceva, o asociere, un mod, o instituție, ceva. Nu, noi ne ducem în piața publică și urlăm la stat, respectiv la guvern, și așteptăm ca el, cu pârghiile lui, să rezolve problema. Prin urmare, noi am interiorizat principiul fascist, totul prin stat, nimic în afara statului, nimic împotriva statului. L-am interiorizat, ceea ce înseamnă că nu mai suntem moderni pe de-a întregul. Noi am adoptat o soluție care este premiza totalitarismului, fără să știm că am făcut-o. De ce? Pentru că în raportul dintre individ și stat, evoluția de după 1960 este că statul este o mare ocazie pentru societate și anume este ocazia de a distribui prosperitatea pe care o produce capitalismul, pe care trebuie să-l îngrădim astfel încât această prosperitate să poată fi redistribuită. Statul providențial sau statul asistențial, cum mi se mai spune, reprezintă mari izbânzi ale societății, adică ale capitalismului. Nu ale statului. Nu statul a reușit să creeze această prosperitate, ci libertatea și spontaneitatea și creativitatea oamenilor asociați între ei prin intermediul pieței libere.
Or, gândirea a fost, a falsificat cauzele acestui succes și cauzele au fost identificate cu forța statului. Și atunci de la stat noi așteptăm totul. Este o eroare care ne va pierde. Pentru că statolatria, prin care am definit această superstiție de natură religioasă, că statul poate face totul, întrucât înființând instituții sau organizații sau observatoare sau înființând departamente și ministeriate, el va putea gestiona problema cu care noi ne confruntăm, această idee este fundamental greșită și ea este non-europeană. Este una dintre ideile care a plafonat evoluția civilizațiilor, marilor civilizații istorice. Deci socialismul, după părerea mea, și când fac această afirmație, vă rog să mă credeți că nu este o afirmație ideologică, socialismul este, propune o soluție la problema raportului dintre individ și stat, care pentru el se traduce prin refuzul capitalismului. Deci soluția pe care o propune invalidează dublu modernitatea. O invalidează politic și o invalidează economic. Finalmente, cum știm, socialismul aplicat, Venezuela este un exemplu trist și pur și simplu, înainte de a fi revoltător, este o mare rușine, este ceva inadmisibil ce se întâmplă acolo, este încă o ilustrare a inanității, a incapacității socialismului de a oferi ceea ce promite că oferă, în schimbul desființării capitalismului pe care îl detestă, și în schimbul promisiunii că prin desființarea proprietății private și prin punerea proprietății în mâinile întregului popor, problema sărăciei, problema inegalității va fi rezolvată. Aceste probleme există, dar soluția nu este în afara capitalismului, adică în afara modernității, ci este în interiorul modernității. Părerea mea este că dacă modernitatea este eșuează, în sensul că pilonii ei sunt distruși prin măsuri care sunt răspunsuri greșite la probleme reale, ceea ce se va vedea pe suprafața Pământului de către un observator marțian este genocidul, este o distrugere în masă a vieților oamenilor. Va fi o extincție de civilizație, pentru că suntem foarte mulți și cantitatea aceasta de oameni poate fi gestionată într-un singur fel, prin intermediul acestor piloni ai modernității. În fine, am să închei vorbind despre ceea ce constituie titlul conferinței mele, Europa versus Europa. Prin ce este Europa astăzi împotriva Europei? Prin soluții la probleme sau crize care sunt reale, dar la care, dintr-un motiv care ține de neîncrederea în propriile valori, nu mai caută răspunsuri în interiorul propunerilor modernității, ci în afara lor. Acest lucru s-a mai întâmplat în istoria europeană. Fascismele, comunismul reprezintă soluții la crize europene care au fost căutate în afara principiilor modernității. Fascismul este antimodern chiar și când este, pare să fie o expresie a modernității, pentru că el distruge ceea ce aici am numit reglaj fin între rapoartele de tensiune, individ-stat și așa mai departe. Un alt exemplu sunt războaiele mondiale. Războaiele mondiale, după părerea mea, nu trebuie să trecem ușor peste ele. Nimeni dintre cei care a participat ori a fost victimă a dislocărilor și uciderilor primului, respectiv celui de-al doilea război mondial, nu a putut să treacă ușor peste asta. Aveți părinți care, poate că îi mai aveți, sunt în vârstă, în orice caz, în familia noastră s-a vorbit, în familia mea s-a vorbit despre al doilea război mondial, dar nu din perspectiva, sau nu, numai din perspectiva manualelor, adică a teoriei politice și așa mai departe, a ideologiilor. Nu, este vorba de distrugerile de substanță umană, de materie umană și de țesut social.
războaiele mondiale au fost o catastrofă inimaginabilă, cu efecte asupra civilizației noastre care se traduc prin proliferarea soluțiilor proaste, care sunt soluții non-moderne. Nu spun antimoderne, pentru că antimodernitatea face parte din modernitate cu acel operator de inversiune și o gestionează. În istoria literară se știe foarte bine, Compagnon este un teoretician literar care a arătat foarte limpede că toți modernii sunt antimoderni, pentru că orice modern încorporează raportul de inversiune. Problema este non-modernul, adică primitivul, adică revenirea, distrugerea reglajului fin din rapoartele de care v-am vorbit. Teza mea este că soluțiile catastrofale care au fost prezentate în anii 20-30 la criza primului război mondial și care au însemnat fascismele și comunismul, n-ar fi putut apărea sau n-ar fi putut să se răspândească cum s-au răspândit fără distrugerea în țesut social și în substanță morală a societăților europene pe care războiul le-a făcut. Și după aceea, după 20 de ani, a mai venit unul încă mai îngrozitor decât ăla. Soluțiile au fost după aceea o revenire la centralitatea valorilor europene, ceea ce s-a tradus imediat, aproape instantaneu, printr-o prosperitate fără margini și o renaștere economică a continentului care a fost formidabilă, dar neînsoțită de o renaștere morală și intelectuală pe măsură. Și dovadă este radicalismul de stânga, pe care l-ați văzut cu Dirote Armee, cu Brigăzile Roșii, cu terorismul care a proliferat într-o manieră incredibilă în țările cele mai civilizate. L-ați văzut prin prelungirea regimurilor comuniste după al doilea război mondial, cu impunitatea în care ele s-au aflat cu faptele îngrozitoare proferate împotriva propriilor societăți, ceea ce trimite la un concept a unui cercetător, Rummel, care se numește Death by Government, uciderea societăților de către propriile guverne și care este consecința statolatriei. Statolatria ucide și ucide astăzi, pentru că este o soluție greșită, non-modernă, la crize care există. Închei spunându-vă următorul lucru. Europa nu numai că a deschis o formă de civilizație în care s-au putut regăsi, nu numai prin descoperirea, cu marile descoperiri geografice și cu integrarea, obținerea unei unități geografice a Pământului. Pentru că înainte de asta n-a existat o unitate geografică a Pământului. Erau zone care nu comunicau și așa mai departe. Iar când comunicau, era de tipul hic sunt leones, erau situații, era fantezie, hipogriful, dragonii și așa mai departe. Nu, unificarea s-a produs prin civilizația modernității și a fost primul ei pas. A doua unificare care e trecută cu vederea este aceea asociată conștiinței istorice. Prin conștiință istorică noi am putut descoperi, dezgropa și reconstitui în datele lor morale și intelectuale și artistice toate civilizațiile care au lăsat urmă de-a lungul verticalei timpului. S-a produs o unificare temporală a umanității, ceea ce iarăși s-a obținut numai prin civilizația europeană. Dar n-a făcut numai atât, a oferit posibilitatea ca morțile infantile, ca stagnarea de populație să fie eliminată și a făcut din Africa, unde mortalitatea infantilă a fost înlăturată prin vaccinuri și așa mai departe, să fie o bombă demografică, așa cum Europa a încetat să mai fie, pentru că din punct de vedere cultural a adoptat o cale pe care aș numi-o nihilismului moral. Dar n-am timp acum să elaborez despre asta. Fapt este că noi demografic nu mai contăm. Dar civilizația modernității este o civilizație care a fost îmbrățișată peste tot. Ce trebuie să știm noi ca europeni este că această civilizație este o civilizație care tematizează, conceptualizează și oferă soluții instituționale sau culturale la existența tensiunii. Maximul de tensiune pe care îl puteți imagina și pe care ați putea o stăpâni este raportul de inversiune. Civilizația modernității este atât de prețioasă pentru că este prima și până în momentul de față singura, pentru că e prima civilizație care a reușit să mențină tensiunea și inversiunea nu printr-un echilibru care e bazat pe comandă-execuție, adică prin teroarea statelor, prin dominația principiilor sau prin forță, prin coerție. Nu.
ci prin instituții viabile care sunt dinamice. Instituții care sunt atât de variate cum sunt între ele instituția statului de drept față de instituția teoriei științifice. Foarte diferite între ele. Sau instituția, dacă vreți să o numim așa, a ordinii sociale, a proprietății private și a libertății, care este capitalismul. Am dat trei exemple de răspuns pe care modernitatea l-a dat la tensiuni care n-au fost rezolvate niciun fel de toate civilizațiile care ne-au precedat și care le-au cunoscut, pentru că sunt tensiuni ale umanității. Această civilizație a oferit posibilitatea subzistenței și progresului material pentru un număr incalculabil de oameni, ceea ce face ca destinul civilizației europene să înceteze să mai fie european. Din acest motiv, nici nu-i mai spunem Europa, îi spunem modernitate. Dar noi ca europeni avem o datorie care este o datorie de memorie. Așa cum suferim de pe urma neunificării memoriei europene, pentru că memoria comunismului este doar a noastră și nu este și a Occidentului, Occidentul fiind în continuare înamorat de comunism în multe feluri, care sunt toate condamnabile, pentru că sunt echivalente schimbând ce-i de schimbat cu negaționismul, deci, așa cum suferim de pe urma faptului că memoria noastră nu este recunoscută și nu face parte din memoria europeană, la fel se întâmplă cu o datorie pe care o avem față de această civilizație care este a noastră și care, încă o dată vă spun, eu sunt înamorat de ea, este o invenție a omului extraordinar de frumoasă și de generoasă și de fertilă. Trebuie să ne amintim așa cum a fost. Ok, raporturi de inversiune, de acord. Tensiune, de acord. Dar amintiți-vă, suntem greci, suntem romani, suntem creștini. Etnic nu mai suntem greci, nu mai suntem romani. Poate nu mai suntem creștini din punct de vedere nominal al credințelor noastre, dar din punct de vedere cultural, civilizațional, din punctul de vedere al memoriei, al integrității memoriei noastre, cum să nu-ți amintești că ești grec? Cum să nu-ți amintești că ești roman? Cum să nu-ți amintești că ești creștin? Nu poți fi modern fără forma ideală a acestor trei forme fundamentale de memorie pentru civilizația noastră. Și v-am spus de operatorul întrupării. Pentru aceste trei forme ideale, cât timp va exista civilizația europeană, va exista capacitatea de a da un trup acestor forme ideale. În idealitatea ei, oriunde se va manifesta și cu orice substrat etnic, civilizația modernității va secreta formele ideale care sunt Grecia, Roma, creștinismul. Vă mulțumesc!